Salutare unicornilor și bine ați revenit la un nou vlog. Sunt super fericită pentru că astăzi Iriana a lansat o piesă bombă. Te felicit, Iriana, dar ca să te felicit așa cum trebuie, îți voi face cel mai tare prank. De ce cel mai tare? Pentru că o să te sperii, sper eu, o să te sperii foarte, foarte tare. De ce? Deci, haideți să vă explic. Ce avem noi aici? Avem aici plasă, cea mai subțire plasă pentru pescuit. Acum am pus să editez vlogul și nu știu de ce am zis plasă. De unde plasă e lesă? Ana. Este transparentă, nu se vede absolut deloc. Decât doar dacă te uiți așa. Ok. Am dus-o după pat. Apoi după calorifer. Uitați-vă, nu se vede absolut deloc, este sub covor ca să o ține mai bine, ca să nu calce pe ea. Deci rămâne așa, voi lega plasa aceea subțire de mai multe obiecte ca să le pot mișca. Așa că hai să începem pregătirile! Noi de fapt nu vom fi plecați, dar Iuliana așa va crede și asta este super tare. Ok, eu voi sta în dulap, voi trage ca să miște toate obiectele. Poate cât de mult mi-am dorit asta. Plănuiesc farsa asta de foarte mult timp, credeți-mă. Iar mama cu tata vor sta pe scară. De ce? Pentru că noi acolo avem special în care putem să aprindem luminile. Deci mama cu tata o să se joace cu luminile așa și ea o sperie mult mai tare. Deci... Am aici sticla mea unicorn care stă, nu chiar mereu, dar stă aici cel mai des. Iar acum, chiar are și o gaură pentru berea pe care eu l-am cam stricat, nu contează. Și voi băga aici. Așa și voi lega. Foarte bine, foarte bine. Aici am legat, probabil cum voi trage chestia asta va cădea și tabloul. Și... acum o ducem la dulap, pentru că eu stau ascunsă în dulap. Deci, s-a făcut deja noaptea. Am așteptat momentul potrivit, pentru că noaptea este mult mai horror. Mă gândesc de cutiță, mă gândesc de picior, mă gândesc de urechiușă. Cred că e picior. Vom lega acest Kevin, noul iubit al Iulianei. Pentru că dacă nu știți, Iuliana s-a întrăgostit de curând de Kevin. Așa. Și... îl vom mișca și ea se va speria. Deci, Iuliana, n-ai idee ce te așteaptă. Aoleu, abia aștept. Deci, unicornilor, mi-am strâns părul ca să nu mă deranjeze. Ok, în loc să mă pun aici, pentru că poate se rupă, o să mă bag aici. Nu glumesc, cam frică de spațiile mici, dar o să fie ok, pentru prank-ul ăsta merită. Și ok, eu pe tine nu poți să te las cu mine, pentru că te-a să-mi iau și Iuliana o să vin după tine în dulap și o să mă vadă pe... în cap. Să mă pun pe burtă, pentru că doar așa în cap. Gen, așa. Așa, așa. O să fie întuneric. Eu m-am băgat aici. Iuliana încă nu a venit. Mă tem foarte tare pentru că, în primul rând, eu respir foarte... am nevoie de pernă, mă dar cap. Și acum nu m-ai văzut. Gata. Du-te aici. Du-te! Du-te! Șoc, du-te! Eu te-ți fac la dusul. Eu nu se ieși. Du-te! E fain așa. Și eu m-am dus? Unde ești, Iuliana? Hai, ridică-te mai repede, hai! Hai, hai! Vine! Vine! Ce-și așa de greu? Și-a te dat asta de la cap, mă? Hai, mă, nu mă vizim, bă? Da, nu unii! Ana cu tata afară, mă așteaptă! Îți iau trebuie ceva? Da, eu trebuie frumos ciocolată. Ok. Voi când veniți? Ce grea veni? Mai repede. Hai repede, mamă, te rog. Hai, bine. Eu zic Igor? Da. Ai să-ți bagi pe aici la ușă? Da. Și chiar dacă nu s-a venit, lasă nini. Deci eu îmi vezi când eu vin asta. Alo. Da, Alexa. Pe
Când ești? Am un taxi? Clar. Clar. Hai, hai. Mama, nu ești. Mama, nu ești să-ți spun. Mam, vin acasă, mam. Hai că nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, la casă, nu știu. Mam, te ești în coridor. Nu. Mam, unde ești? La casă, plătiești. Nec, eu sunt așa de... Eu sunt coaptă deja în cariera asta de farse. Prieteni, hai, pe bune, faceți mișto de mine? Că eu nu-mi dau seama de farse? Mama, Ana, voi pe bune, nu puteți să inventați ceva mai mișto? De care eu să nu-mi dau seama? Că eu o să mă sperii, da? Ok, o să jucăm farsa în continuare, ca să nu stricăm acest video. O să jucăm farsa în continuare. Asta nu e corect. Iată eu acum o să fac o farsă. Las că refac tot. Aha, eu refac tot vlogul, ia să vedeți. Eu mă refac vlogul, mă fac mai nașpa. Mama, eu mă tem, te rog frumos, vin acasă, stai și lumină, mama. Mam, nu te rog, mam. Mamă, a băgat cineva șchiile în ușă, mam. Nu, mam, eu sincer. Mam, cineva îmi bagă cheile în ușă. Mam, te rog, vin acasă. Te rog. Eu v-am zis că fac cel mai mare mișto de voi. Las, că vedeți voi. Aha, da, da, fix, că v-am crezut. Dar eu nu o să le zic. Când o să monteze Ana vlogul abia o să vadă. Da, Ileana. Mam, ce faci? Vinim spre tine, vinim spre tine. Mam, iară să stingi lumina, stinge și să prinde, mam. Eu am revenit. Prieteni, să știți că farsele la mine deja nu mai lucrează pentru că... Ups! Filmez. Farsele la mine deja nu mai lucrează pentru că eu deja îmi dau seama. Eu deja știu unde să caut exact camera, știu unde o ascundeți și ce faceți cu ea. Lăsați glumele astea, la mine astea nu mai merg. Ok, hai să aranjez așa camera bine. Ups! Dar nici nu știu cum să pun, cum era oare, nu mai amintesc. Hai să mai facem ceva. Nici nu știu ce să facem.
Da, am jucat teatru când te-am sunat. E deja să te mai niște și vorbim cu camera. Oh my god! Bă, așa... Eu mi-am dat seama că camera e aici. Cum? Eu mi-am dat seama, eu m-am dus acolo și am început să vorbesc cu camera și am început eu să fac o farsă. De la bun început? Sau nu? Nu, eu vorbeam cu Alexa. Și? Și eu vorbeam cu Alexa și după asta eu mi-am dat seama că camera e acolo. Dar cum? Că eu mi-am dat seama, eu vorbeam cu tine și mi-am dat seama că tu ești în coridor. Pșoac, vinie. Nu s-a primit farsa. Și unicornilor, sper mult că v-a plăcut acest vlog. Din păcate, farsa nu a ieșit pentru că Iuliana deja își dă seama de farse. Lasă data viitor, pregătim ceva mișto. Sper mult că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup. Pa!